Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au oferit astăzi Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Capitală un defibrilator în valoare de 1000 de euro. Aparatul medical era o necesitate pentru centru, în special pentru situațiile în care se impune resuscitarea persoanelor care intră în stop cardiorespirator. Acesta este aparatul, sper să vă folosiți de el de acum încolo și să ajute pacienții de aici, de la clinică. Mulțumim foarte mult! Doamne ajută, multă sănătate! Acest aparat era important pentru a îndeplini standardele de funcționare a unui spital și este cerut de Comisia de Acreditare a Spitalelor. Astăzi am avut bucuria, în ziua în care sărbătorim pe Sfântul Dimitrie cel Nou, să avem acest aparat oferit de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, care s-au gândit să ne ajute cât mai repede, să avem tot ce ne trebuie, dar să ne aducă și bucurie, și au susținut un program artistic atât pentru pacienți cât și pentru personal. Încă de la pornire, aparatul oferă instrucțiuni vocale clare celui care intervine. Sigură-te că a fost chemată ambulanța. Descoperiți pieptul. Scoateți electrozii din pachet. Îndepărtați folia de protecție de pe electrozi și așezați-i ca în imagine. Muzica, populară și patriotică, a adus zâmbetul pe chipurile bolnavilor de la centru și a făcut să uite măcar puțin de suferință. Pentru câteva momente aceștia au uitat de problemele de sănătate cu care se confruntă, au aplaudat, au cântat împreună cu artiștii care i-am avut invitați astăzi. A fost o activitate frumoasă pe care noi, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, o desfășurăm de câteva ori pe lună aici la Centrul Sfântul Nectarie. A fost un moment special datorită faptului că acum nici o lună de zile am primit o solicitare din partea Centrului Sfântul Nectarie. Centrul avea nevoie de un defibrilator. Este un aparat care este folosit în special atunci când o persoană intră în stop cardiorespirator. Era foarte necesar pentru acest centru, de aceea ne-am grăbit, am pus mână de la mână noi voluntarii și am reușit să achiziționăm acest aparat atât de necesar centrului. Acest aparat a avut o valoare de 1000 de euro. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului organizează de câteva ori pe lună acțiuni caritabile și momente artistice la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie.